Wow, Julia, ce sexy ești astăzi! Dimineața! Wow, Virginia, dar ce bronz! Nu vorbiți cu noi! Nu se aud! Nu se aud, nu? Ai, ce sexy ești astăzi, Julia! Mulțumesc! Dar ce s-a întâmplat cu tine în ultimul timp? Extensii? Ai început să te îmbraci în destea, în ținute din astea extravagante? E cald, e vară. Bună dimineața, Virginia! Bună dimineața, Patrick! Bună dimineața, iubite, dragule! Tu ce faci? Ce să fac? Uite, mă uitam la tine și chiar îmi place ținuta ta de astăzi. Mulțumesc! Ți-e fomică? Nu, mi-e bine. Nici nu mi-e somn, nici nu mi-e foame. Mă bucur. Neața, Alexandra. Neața. Ce faci? Ok, tu? Nu, sunt foarte ok. De ce? Băi, m-am tot gândit la când am făcut popii? Tot ce s-a întâmplat și săptămâna trecută și îmi pare rău că am ajuns. Am ajuns să ridic tonul la tine, să te fac cu adevărat să nu mă mai vrei. Asta am înțeles și asta mi-am dat seama. Ai aceeași părere ca ieri? Din ce ai văzut pe materia lângală? Am fost și puțin supărat, dar nu pot să spun că am aceeași părere. Vezi altfel situația acum? Că nu... Da, da, văd altfel situația. Am înțeles. Alexandra? Da? Dacă aș vrea să vin astăzi să beau o cafea cu tine, îmi permiți? Sigur că da. Mulțumesc. Să pui de trei, că vin s-o și eu. Faci. Bogdan? Și că să pui de trei. Bună dimineața, iubita mea. Bună dimineața, iubitule. Ce faci, dragă? Foarte bine fac. Tu ce faci? Foarte bine și eu. Am intrat pe această piesă care pur și simplu m-am regăsit în ea, cu toate că nu am fost. Te-ai regăsit? Da. Cu toate că? Cu toate că nu te-am văzut pe cadru. Da, și mie mi-ar fi plăcut să te văd pe cadru. Asta este. Cu toate că noi simțim la fel și gândim la fel, bineînțeles. Da, confirm. Super convins de asta. Virginia? Da. Am o întrebare pentru tine. Ia, spune. Acum, în timpul dansului, s-a făcut cadru cu noi doi. Eu ți-am făcut o inimioară, iar tu mi-ai făcut un pupic înapoi. Și Robi, da, cred că este deranjat în urma pupicului pe care mi l-ai trimis. Păi și de inimioara ta n-a fost deranjat. Dar te dai de gol așa un pic, câte puțin, câte puțin. Cu ce mă dau de gol, Robi? Și tu ai trimis pupici. Ești... Băi! Măi! Așa de dimineață? Ești... Te mai întreb o dată. Măi, Robi! Bip! De ce? Păi când am făcut eu? Bună dimineața, pescăruși! Când? Mi-ai zic, făcut când? După! Zic că după. Iar mă ia pe ceartă, iar mă cer cu tine. După, și după, aiurea. După! Păi, atenție la limbaj! Păi, vezi? Păi că iar mă ia capul pe aici. Vorbesc. Calmează-te, Robi! Vrei să te mint că iar mă ia? Termino! Păi când i-am făcut eu pupilul, Julia? După! Când? Lasă acum, când? După, Virginia, da, ai spus bine. Lasă astăzi. Bun, a fost o contră. Pupicul tău a fost o contră. Când la pupicul ți-am mai făcut ei? Eu ție pupici? Când ți-am mai făcut eu? Niciodată, ever. Mersi. Cu drag. A fost... Ce-a fost? Din reflex, nu? Nu, ai din greșit. Reflex. I-am făcut un pupic pentru că el a făcut o inimioară, dar i-am mai făcut și o inimioară. Acum ce te-ai făcut și tu inimioară altă dată și eu n-am făcut? Calmează-te puțin. Păi am făcut o inimioară, mă. Juliei, tot pe conexiune. Când? Tot la un moment dat. Acum 4 luni sau când? E, acum 4 luni. Recent, zi, Julia, că tu ții minte. Nu mai știu. Bine. Gagea, să nu fii supărat, că vin eu să-mi beau cafea cu tine. Oh. Mersi. Oh. Plăcere. Da, asta de unde a venit? La ce episod suntem? Cum? Cap. What? De unde a venit asta cu m-am cafea văzut că sunt supărați. Da. Și de asta. Gândesc că de asta. Păi dacă... de lista că a venit de undeva. Poate mai dau un sfat și lui și de asta. Păi zine, de unde până unde replica asta? Păi poate mai dau și lui un sfat cu Alexandra. Păi nu, ziceam. Că ai zis-o cu un motiv. Păi de asta, că poate mă duc să-i dau un sfat și lui cu Alexandra. Eu scrie ceva aici. Văzând că Alexandra probabil își va bea cafea cu Patrick. Denisa, văzând că Alexandra probabil își va bea cafea cu Patrick. Dar nu este o problemă asta. Eu știu că nu este o problemă, dar te-ai gândit să nu rămână descoperit? Să nu mă da, mi-a fost așa. Nu știu, îl văd așa supărat. Am zis, poate îi dau și lui vreun sfat, dacă vrea. Sunt supărat, dar nu pot să spun că sunt supărat pe Alexandra. Sunt supărat pe faptele mele. Ieri în gală ai avut câteva ieșiri, așa, ai fost foarte deranjat de materialele pe care s-au pus. Da, pentru acum văd că, nu știu, ți-ai cerut scuze pentru... Păi mi-am dat seama că am reacționat de moment și nu era cazul. A fost o reacție pe moment, ieri în gală, și acum ai conștientizat că ai greșit? Da. Măi, acolo, în material, într-adevăr, nu pot să zic că nu ai putut să fii deranjat absolut deloc, dar
din ceea ce am văzut eu, câteodată duci puțin gelozia într-o extremă nepotrivită. Nu cred că ea, în calitate de femeie, ar trebui să respingă orice băiat într-o orice discuție aici, pentru că nu suntem oameni, trebuie să discutăm absolut în toate situațiile. Da, fix la asta. Ținutul de mână cu Bogdan, nu știu, a fost o glumă. Exact. Probabil exact. Voi doi sunteți obișnuiți afară mai mult, aici este alt context, trebuie să vă obișnuiți să fiți mai tari. Robert, psihic, puțin. Robert, cum adică cu ținutul cu Bogdan a fost de mână, bro? Păi ia pune pe Giulie să ține de mână cu Patrick. Da, măi, da. Pe bune acum, mi se pare că nu ești rațional, la modul cel mai serios. Ținutul de mână a fost, păi oamenii ăștia au fost împreună 2 ani și ceva. Au fost împreună, da, dar el, păi ei nu sunt împreună acum, stai nu așa. Sunt împreună, frate, dar femeia a venit pentru el, cum să țină pe altul de mână? Dar nu l-am ținut Robi păi. De mână la a, scuze, de picior, l-ai ținut. Era și distant. Robi, l-ai ținut de picior? Robi, nu poți compara tu situația mea cu situația lui. Poate mi s-a părut mie și l-ai ținut de picior. Da. Nu era așa, Robi. Era distantă. În mod normal, când se conduce o femeie, eu știu că se conduce așa, de braț. Păi și eu, sau de mână așa. Patrick, sau de mână așa. Și nu așa am venit, Julia. Sau de mână așa am venit. Păi da, dar părea că tu îl conduci pe Bogdan, nu Bogdan pe tine. Păi pentru că ea nu se simțea atât de comodă să-l țină de mână. Exact. Da, mă, am văzut noi, trebuie să vedem material, că cred că nu l-a ținut de mână. Nu mai țin minte. Robi. Unde l-a ținut. Oh, Doamne. Robi, referitor la ce ai spus mai devreme, nu poți compara situația mea cu situația lui. Ei nu sunt un cuplu în momentul de față, atâta timp cât Alexandra permite unele chestii, nu avem ce să zicem, dar nici Gage n-ar trebui să aibă pretenții, având în vedere că nici el nu face prea mare lucru în această privință. El doar este deranjat de ceea ce vede, dar fapte nu prea văd, nici eu. Plus că nu mi s-a părut nimic ne la locul lor faza de mână, că nu a fost sub o altă formă și nu a fost de mână, a fost ceva de genul așa. Ți-am spus, am reacția. Acum dacă e să o luăm... moment ieri în gală și după mi-am dat seama că nu trebuia să... Păi da, Alexandra, acum dacă e să o luăm după spusele tale la tine, orice faci nu e cu altă formă. Cu Patrick în grădină n-a fost cu altă formă, nu i-ai dat nimic de înțeles, cu ținutul de mână n-a fost sub altă formă. Ce e sub altă formă la tine? Ce trebuie dacă să faci? Dacă nu a fost, ce vrei să spun că a fost? Patrick cu gura lui a spus ieri în gală că nu a simțit că discuția merge cu o tentă. Nu am simțit că merge cu o tentă, dar am simțit că aș putea să am o ușă deschisă în caz că aș dori să fac pași mai mari. Același lucru mi l-a spus și Bogdan, că și el a simțit. Exact. Portița aia deci, ușa o am crăpată. Deschisă, doar că noi în grădină la momentul respectiv nu ne-am dus în vreo zonă amoroasă. Pur și simplu ne-am aflat limitele. Și... Bun, dar vi se pare ceva greșit ce face Alexandra în momentul de față? Nu, mi se pare greșit că nu-și asumă lucrurile. Bine, vă dați seama că ea vrea să și vadă cum se comportă Gagea după ce vede și după ce este pus în acelea situații în care ea a fost pusă. Dar ok, nu. Deci este probabil, un test pentru el, practic se folosește de ceilalți concurenți. Nu. Eu asta am și întrebat. Asta am și întrebat că la un moment dat și am spus că nu. Sunt victime colaterale ei. Adică se folosește de ei. Traducere. E da. Okay. E mult spus. Păi stai, cum să se folosească de ei? Că nu ea a venit la ei. Da. Dar păi nu e vorba de asta, frate. Dar ea a venit. Ea doar a socializat. Nu, dar ea a venit și s-a format, dacă ne aducem aminte, cadrul acela cu Robi, Bogdan și Patrick. Da. Că de ei a spus. De ei a spus, ea a venit cu chestia asta. N-au venit ei. Din propria lor inițiativă să-i spună Alexandrei, vreau să vorbesc cu tine. În momentul în care fata, în urma cadrului. În momentul în care fata se arată disponibilă și așa, noi simțim, Patrick, Bogdan au simțit treaba asta că pot să se ducă să aibă o discuție cu ea. Eu am avut la un moment dat o discuție cu Alexandra în casa fetelor, că de acolo a pornit tot. De acolo a pornit tot asta. Și vorbeam de Gagea, care este situația ei cu Gagea, da, a spus exact. Că nu este una tocmai bună și exact. Am zis că tu ești conștientă că tu venind pentru Gagea ai închis ușile tuturor, așa cum ai spus și tu în prima zi când a venit. Da. Și după ea m-a întrebat, dar care ar fi băieții care ar fi interesați de mine în caz că nu aș fi cu Gagea? Și am spus că băieții singuri, eu... Bogdan și l-am menționat și pe Robi pentru că nici Robi nu este într-o relație concretă, exact. Nu se știe ce se întâmplă, ci l-am menționat și pe el. Eu pe tema am făcut ieri topul. De ce râzi, Virginia? În urma discuției cu Patrick. Virginia, e supărată? Spui, nu. Crezi că ar trebui să încetăm cu inimioarele și pupicii? Păi... Băieți, nu. Dar de ce să încetați, mă? El să spună dacă îl deranjează. Nu mă deranjează, draga mea. Eu mereu deranjurile și... Nu mă deranjează, poți să faci ce vrei. Nu a ținut cont de ce am spus eu. Nu mă deranjează, poți să faci ce vrei. Alexandra, eu ia și pupă-te până tordurea buzele. Alexandra, tu cum simți? Crezi că am mai putea repara ceva? Eu am spus asta și ieri. Eu aștept să văd ce faci tu în continuare. Dar nu o să mai insist eu sub nicio formă. Pentru că am făcut multe până acum. Deci în ștafetă pentru inima ta, Alexandra, suntem trei băieți.
care trebuie. Eu, Bogdan și Gagea. Dar nici nu vreau să profit de asta. Vrea, ai uitat de Robi. Vrea și Robi să treacă. S-a retras. Alexandra. Da, nu profit. Retras. Nici nu vreau să profit. Păi nu profit de chestia asta. Dar că eu vreau să văd ce o să faci în continuare. Tu. Am avut și eu aseară o discuție cu Gagea după ce am plecat de la filmări, am ajuns, am mâncat și după am ieșit pe terasă. Și l-am văzut așa, cumva bătut și am zis, ce ai pățit, mă, Gagea, ce s-a întâmplat, frate? Și ți-am dat locul meu. A avut un moment așa de tăcere, să zic așa, vreo două minute și după a început să plângă. Și am zis că vezi că nu-ți înțeleg stările astea și sensibilizarea asta ta pe care tu o faci și în emisiune și peste tot. Încearcă cumva să fii mai... Să nu mai cauți atât de multe motive, ci să cauți soluții, pentru că tu ești problema în continuare și acum i-ai spus dacă crede că ați mai putea continua sau dacă crezi că Alexandra ar putea vedea în tine vreo schimbare într-o bună zi.